Motoul cărții mele este visează mult și măreți. Viața este o călătorie fără cale de întoarcere. Alege să o trăiești frumos și autentic, cu oameni dragi și relații care ți se potrivesc și ți aduc fericire și beneficii. Gândește-te că în această viață ești o singură dată și eu fac călătorii. Uite, astăzi sunt în Bulgaria, îți prezint acest peisaj din Veliko Târnovo. Mă bucur din lucruri simple, călătoriile pe care eu le fac. Le fac din iubire de sine, sunt pasiunile mele, sunt hobby-urile mele și alege și tu ceea ce ție ți se potrivește, însă nu uita dincolo de locurile și călătoriile pe care le faci, că viața în sine este o călătorie, nu o destinație, da? Trebuie să te bucuri în fiecare zi și să găsești acele lucruri care ție îți plac. Eu, în călătoriile pe care le fac, simt că îl văd pe Dumnezeu în fiecare zi și că prin el devin mai bogată, mai plină de evoluție, ca să zic așa, că eu cresc de fiecare dată când cunosc oameni noi, cunosc locuri noi și îmi îmbogățesc cultura. Vrei știu să afli mai multe despre o călătorie a vieții, a Sofiei, care a depășit o relație toxică și a depășit dependența relațională? Dragă Sofia, ți-o recomand ca lectură.